Hei, salutare abonații mei de peste tot, din toate țările. Vă salut, cu voi Shari, profesorul expert. Astăzi sărbătorim frumoasa sumă de 100.000 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 100.000 de abonați. Vinovații sunteți doar voi, cei care v-ați abonat și sunteți alături de mine la bine și la rău. Trebuie neapărat să recunosc că nu am crezut vreodată că voi ajunge la suma asta. De fapt, eu mi-am propus să fac 1.000 de abonați. Am spus, dacă am 1.000 de abonați, sunt foarte fericit. Eu mă gândeam că la suma de 1.000 de abonați, deja e foarte mult pentru mine și mă gândeam că, frate, e foarte ok, deci voi avea mulți prieteni, o să vorbim în comentarii, o să putem lua legătura unul cu altul, deci o să fie ceva super, să ai 1.000 de prieteni, e chiar marfă în sensul în care la noi prietenii sunt destul de răruți pentru că, na, fiecare cu treaba lui. Dar nu m-am gândit niciodată că voi trece de 1.000 de abonați. Chestia asta am făcut-o din plăcere și dacă vă uitați la primele videoclipuri, primele vlogulețe pe care le-am postat, o să vedeți pe la început că eu sunt un om mai diliu, îmi place foarte mult să trăiesc viața, sunt foarte fericit, mă bucur foarte mult că trăiesc. Dacă eram vreun pește sau vreo pasăre, trăiam puțin, mă mâncau hienele. Așa sunt om, mă pot bucura de viață, zâmbesc, sunt fericit, nu beau, nu fumez, îmi trăiesc viața la capacitate maximă, turbo. Asta vreau și voi, să fiți la fel ca mine, să fiți energici, să aveți învățat de la mine, nu vă văz la prostii, nu vorbesc urât pe canal, am, cred că, 30 de distrecuri, trebuie să le pun pe bandă câte una, câte una și, bineînțeles, nu conțin înjurături vulgare. Nici în superdisul cu sucre nu am înjurat. Îmi pare rău că pe YouTube sunt unii youtuberi, să zic așa, care mai fac distrecuri, dar vorbesc foarte urât, foarte vulgar. Păi ce educație vor să transmită alții înjurând? În general, abonații sunt de toate vârstele, deci nu putem spune că eu am abonați între 5 și 10 ani, între 15 și 20, între 20 și 80. E un fel de balanță. De exemplu, la distrecurile pe care le-am făcut, foarte mulți din abonați îmi scriu în comentarii, i-a plăcut mamei mele sau tatălui meu, te salută, îi place foarte mult ceea ce faci și ține tot așa. Deci contează mult să ai un limbaj cât se poate de curat. Pe de altă parte, da, am făcut 100.000 de abonați. Eu filmez acest vlog la 23:57. În general filmez târziu, mai am și treabă și cu bebițu și niște afaceri micuțe pe net, așa că mi cam ocupă din timp. Și voi posta a doua zi. Chestia e că eu m-am ținut de promisiune în ceea ce mi-am propus. De exemplu, anul trecut, 2017, mi-am propus ca până la sfârșitul anului să fac 100.000 de abonați. Am făcut 100.000 de abonați, dar cu 10 zile peste termen, deoarece a fost și sarcina lui Fefi și a trebuit să aranjez această cameră care e foarte mare. E cam cât e camera lui Ilie, 6 metri jumate, ba nu, a lui Ilie e mai mare un pic, cred că era vreo 7 metri. Oricum e foarte mare și am avut mult de muncă și nu numai, că altfel aș fi făcut 130-140.000 de abonați cu siguranță. Cheia succesului e să postezi continuu și lucruri ca lumea, nu să-ți bagi, nu să faci, nu știu, mă rog. Publicul e format din mai multe categorii. Categoria celor care nu vor să audă înjurături, categoria celor pe care nu-i deranjează să audă înjurături și categoria neutră. Nu mă deranjează ce aud, doar să văd content ok. Eu prefer să nu vorbesc urât, să nu înjur, să fac tot ce trebuie să fie cât mai perfectă relația cu voi, abonații mei puternici. Drept dovadă, pentru anul 2018 mi-am propus neapărat să fac minim 300.000 de abonați. Minim. Probabil mulți dintre voi sau unii se întreabă cum vei reuși. Îți vei adăuga boți, adică admifeas sau ceva? Nu, 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 pentru că nu asta mă interesează. În primul rând, nu mai e valabilă chestia asta, dar dacă ar fi, cu ce mă încălzește pe mine că am abonați morți, în ghilimele, abonați roboți care nu face nicio vizualizare? Nu mă interesează numărul abonaților, mă interesează activitatea
și să fie alături de mine. Chiar dacă am 100.000 de abonați, într-adevăr, nu fac 100.000 de vizualizări la un vlog neapărat în ziua respectivă. Cu timpul cresc vizualizările. Unii sunt în vacanță, alții la muncă. V-am mai spus, publicul hotărăște când să se uite, când să nu se uite, când să se aboneze, când să se dezaboneze. Pentru frumoasa sumă de 100.000 de abonați, v-am promis un videoclip mai special. Nu ar fi la fel de special dacă ar fi tot cu mine. Adică să apar tot eu, să fac un vlog nou. Vloguri voi face zi de zi. V-am mai promis tot în anul 2017 că după suma de 100.000 de abonați, da, voi face daily vloguri. Așa că bine ați venit. Acesta e primul daily vlog după suma de 100.000 de abonați. Cu alte cuvinte, voi face daily vlog. Ziua și vlogul. Ziua și vlogul. Asta e dorința multora. Printre vlogurile acestea se vor număra și cele cu seria Harry Potter, în curând seria Camera Secretelor. Am foarte, foarte multe. De exemplu, aici am 3 pagini, da? 3 pagini cu idei pe care le voi pune în acțiune. Acestea verzi, da? Am pus niște semne să știu ce și cum. În aceste 3 pagini, doar culoarea verde e valabilă, sunt cu idei, cu fel și fel de idei, care îmi vor ajunge pentru, să zic așa, 8 luni de zile, după calculul meu. Deci am idei pentru 8 luni de zile, zi de zi, zi de zi, daily vlog. În ritmul acesta, canalul meu va face peste 300.000 de abonați până la sfârșitul anului. Să vedem. Nu bag mâna în foc, nu zic că da, nu zic că nu. Așa că mai bine să fim realiști și să sperăm că totul va fi bine. Cu ce am eu în cap, sigur voi ajunge foarte mare. Ok, iar acum partea interesantă. Pentru cei ce vor să apară în vlogul special de 100.000 de abonați, tot ce trebuie să facă e simplu. Să se filmeze, indiferent că se filmează cu camera de pe față, indiferent dacă se filmează cu camera de pe spate, doar că cea de pe spate e mult mai mare, deci se vede o claritate mai mare. Ok, ce trebuie să faceți este să ștergeți bine camera, puneți pe cineva să vă filmeze, încercați să nu țineți telefonul sau aparatul de filmat așa, pe vertical, ci pe orizontal, pentru că imaginea pe care o voi atașa vlogului va fi 16:9, deci am nevoie de filmări așa, da? Țineți telefonul orizontal. Și foarte frumos vă filmați și vreau neapărat să spuneți așa. Salutare profesore, felicitări pentru suma de 100.000 de abonați, sunt Maria din Ciorogârla sau sunt George din Petroșani. Numele vostru și localitatea de unde sunteți e de ajuns. Deci nu fac nicio promovare, nu spuneți numele canalului vostru sau gen pentru că îl voi șterge. Deci nu, am nevoie de ceva simplu. Vă întrebați oare cum de filmez singur și nu sunt alături de bebe? Păi, faci nani, vreți să-l vedeți puțin? Hei, bună! Faci nâniță? De-aia nu filmezi tu cu tati? Ți-a dat tati căciuliță roz? N-are nimic, puiul meu. Mâinile astea mici, cum faci tu nani cu mine, mă? Puiul meu frumos, mă. Picioarele mele mici. Of, dacă nu mă tupește băiatul ăsta. Îl iubesc foarte mult. Astăzi am fost la dispensar, frumos, l-a măsurat, l-am cântărit, are 5,5 kg și ca lungime 61, a crescut, data trecută avea 55 de centimetri și 4,7 kg, deci până la 5,5 a luat bine. Am făcut vaccinul pentru 2 luni, unul într-un picior, celălalt în celălalt picior. A plâns puțin, a venit acasă, l-a iubit tati, iar când face nani, așa face. Mă ține pe mine de mână, așa. Îl ține pe tati de mână și când îi se face foame, mă trezește frumos, bâzâie puțin, îi dă tati papa și face nani în continuare. Deci nu zici că am copilaș în
acasă, ce frumos și ce cuminte. Ok, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru frumoasa sumă de 100.000 de abonați, care a fost posibilă doar cu ajutorul vostru, pentru că voi ați distribuit, voi ați vorbit cu prietenii voștri, știi, uite un vlogger cu tare, e mai fun, e mai ciudat, cu animale, cu chestii, cu experimente, e ceva ok. Vă mulțumesc încă o dată și v-aș ruga să dați fuga în videoclipurile mele de pe canalul meu și veți găsi o grămadă de vloguri, foarte, foarte multe, păi am 300 de vloguri. Și care vlog vi se pare cel mai interesant, cel mai funny, cel mai frumos? Dați share pe pagina voastră de Facebook. Doar așa mă puteți ajuta foarte mult să cresc în abonați, voi. Iar cine dorește e liber să-mi facă distrec, să reacționeze la oricare din vlogurile mele. Chiar vă rog, în descriere aveți linkurile mele de la Instagram, Facebook, etc. Vă aștept la o inimioară și pe Facebook și pe Instagram, prietenii mei spartani. Cu voi a fost Shari, profesorul expert. Ce mai? Ești curios? Perfect! Urmărește profesorul expert.